la Maison Dom, e noul meu copil. Întotdeauna mi-am dorit să am un butic. Nimic nu este la întâmplare. Toate vin la momentul potrivit. Eu am mai cochetat, am lucrat pentru cineva care avea magazin, acum vreo 7 ani. Mă ocupam de vitrine, făceam buying-ul, experiență în vânzări am, vitrinele știam să le fac. Și așa a pornit la Maison Dom, bineînțeles, alături de partenerul potrivit. Exclusiv pentru bărbați, pentru că întotdeauna am crezut că bărbații nu sunt îndreptățiți îndeajuns. Brandurile pe care le regăsiți la noi în magazin sunt niște branduri destul de nișate. Ca și prețuri sunt accesibile pentru toată lumea. În plus, în magazinul nostru primiți o consiliere adecvată. Adică nu intri în magazin și nu încercăm să-ți vindem ceva doar de dragul de a vinde, pentru că în momentul în care o să apari cu o ținută de la Maison Dom la un eveniment sau oriunde te duci tu zi de zi, dacă nu vine bine lucrul ăla pe tine și te întreabă și îți face până la urmă un non-compliment, lovește clar în magazin și după aceea ulterior în mine. Ofer și o consiliere până la un anumit punct. În schimb, colaborez cu Bogdan Mogoș, care este stilist, are studii în specialitate și mă îndrumă de cele mai multe ori. Brandurile pe care le regăsiți la noi în magazin sunt următoarele. Avem branduri aduse din Italia, și anume Imperial, Carl Momo, Berna, Takeshi. Avem o colaborare și sunt mândru de această colaborare cu cei de la Alchemie, care în afară de showroom-ul de la Paris vând exclusiv la noi și la ei în showroom în București. Am început o colaborare foarte fructuoasă și cu cei de la Vagabond. După aceea am o colaborare cu cei de la Jaidam, unde lucrez ca și PR deja de 2 ani și ceva, 3, pe partea de bijuterii. Cred că suntem singurul magazin care colaborăm și suntem procursând o colaborare și pe evenimentele ulterioare și de zi cu zi până la urmă cu cei de la Moet, Perie și Vitel. În fiecare săptămână vor avea loc evenimente pentru cei cu care avem cross-promotion. O să am o colaborare cu următoarele locații, cu Fredo Arcade și Bounce din Centrul Vechi, cu salonul Nomad Velo de pe Decebal, cu Bălăleanu Family Studio din Baba Novac, cu Global Wellness System. Am mai multe locații cu care o să fac cross-promotion, inclusiv cu cei care sunt deja în magazin. Marseille, Bang & Olufsen, Anastasia, cei cu brandul care aduce Ben Simon în România, și așa mai departe. Am o colaborare interesantă cu Vladimir Drăghia, un prieten al nostru. Dragoste n-are plural. Poezii. Am adus și elemente în magazin în care, de exemplu, poate vine cineva cu prietena sau vrea să cumpere un cadou. Sau pe lângă un t-shirt sau o eșarfă, o bijuterie, poate nu îi se pare îndeajuns. O carte de poezii cred că e binevenită oricui și oricând. Iar în fiecare săptămână o să am câte un parfum de la creat în Franța, pentru că dacă tot mergem pe la Maison Dom, pentru moment începem colaborarea strict, rămânem parizien, ca să zicem așa, cu cei de la BT Parfumerii, în special cu Georgian Gheorghe, care este și prieten. Pentru mine, informația olfactivă, în momentul în care intri într-o locație, spune foarte multe. De la intrare, la noi în locație, se simte mirosul și fiecare cameră are o altă amprentă. Mi s-a părut foarte important și detaliile pe care le-am dat, pe care le regăsim și în toalete până la urmă. Nu știu, dacă vrei, după ce te speli pe mâini, te dai cu cremă. Și plus că poate să înveți ei să aibă grijă mai mult de el. Pentru că suntem în momentul de față foarte ancorați în job, în jobul de zi cu zi, sau și avem un stil de viață foarte frenetic. În momentul în care vii aici, te poți relaxa. Te poți relaxa cu un pahar de șampanie de la Moet, poți să bei o cafea, poți să bei un vin, poți să bei un Pepsi. E un loc în care pur și simplu poți să te împrietenești cu locația, poți să te simți bine, nu trebuie neapărat să vii și să cumperi. Plus că, de exemplu, ca să vii să cumperi, trebuie să suni. Pentru că în momentul în care intri aici, vrem să ne ocupăm strict de tine.